Salut, Ion. Am înțeles că ai o ședință de judecată peste o lună la Chișinău, dar tu ești la Soroca, la Bădiceni, într-o, cum se numește, centru de plasament, într-o instituție de stat. Grand. Mulți ani înțeles că erai la Orhei și după aceea te-au mutat subit când? 2 ani în urmă, în 2019. Te-au Da, mutat pe 5 subit la septembrie. Soroca, la Bădiceni, tu n-ai fost de acord și ai dat în judecată. Da. Instanța de la Cât e Orhei, parcă pușcărie? prima instanță. Nu, de la Chișinău. A, tu la Chișinău te-ai judecat cu instituția de stat. Că tu ești Și persoană mi-a cu nevoi respins. speciale și ești în custodia statului. Deci tu te-ai judecat cu statul. Cum se numea agenția aceea de asistență Agenția socială? Națională de Încălzare, director Irina Banova. Așa. Deci instanța de la Chișinău ți-a respins cererea. Și avocata te-a ajutat și ai făcut apel sau recurs, nu știu cum. Acum, Și peste o lună, pe recurs cerere de 22, apel. se judecă la Chișinău. Tot la Chișinău, dar la Curtea de Apel Chișinău. Da. Și tu ai zis că vrei să vină ministru sau să vină cine? Societatea civilă să vină la proces, te asiste sau... Da. Ca protest pentru A, chiar amatorii protest vrei să facă la proces. și mass media vreau să audă și De ce n-ai serienul și încredere că justiția o să-ți facă dreptate, da? da. Dar între timp s-a schimbat guvernarea, s-a schimbat puterea. Am văzut că ai făcut un apel pe Facebook către ministrul Marcel Spătari. Nu știu la moment că n-am aflat nică, dar am făcut apel. Tu ai făcut Aș dori apel, dar ei că... n-au comunicat cu tine. Aș dori cu dânsul să comunic. Să vorbești direct cu ministrul. Dar Da. tu spuneai că el vine de grabă la Soroca sau speri să vină la Soroca, la Bădiceni. Marți vine la centrul de plasament. La voi, la Bădiceni, la Soroca. Da. Deci iată, o să ai ocazia să vorbești cu el, dacă nu o să fie vizita secretă. Să vorbească numai cu directorul. Dar de ce nu vrei să rămâi la Soroca? De ce vrei la Orhei? Te-ai obișnuit cu Acum. băieții din locuința aceea protejată sau? Așa. N-am auzit de ce vrei, nu vrei să rămâi la Bădiceni, de ce vrei la Orhei? Dar nu sunt de acord cu decizia asta de transfer. Nu ești de acord cu decizia, că nu te-au consultat și... M-a informat, ținând cont că este legea, articolul 34, Constituția Republicii Moldova, această informație. Se ținea cont că este și dreptul la justiție și puteam și dreptul la chestionar, tot articolul 52, Constituția Republicii Moldova. Deci apelul tău e mass media să reflecte procesul de judecată și oamenii care se implică să vină să susțină cu protest. Da. Și pe pagina de online, știi cum, rog să mă sună, Ok, spun noi că am, prin internet. eu am înregistrat apelul ăsta și îl publicăm dacă vrei, dacă ne dai voie, îl publicăm pe Curaj TV și sperăm că într-o lună, până pe 22 februarie, o să organizeze lumea și o să vină să o susțină pe Ivan Stanier, persoană cu nevoi speciale, care se judecă cu statul. Da. Bine, Ioane, sau vrei să zicem Ivane? Da, cu mașină. Cum așa? Nu contează. Bine. Bine. Bun. Este licența care o leacă, poate nu e bună, poate ceva, și numai bun, este licență și Nu scrie corectezi ceva nic, cu pe video nu statul. prea poți corecta, poți doar stai, dar ce stai? Parcă ai spus tăi Apoi drept, stai, nu știu cum. n-ai inventat, n-ai spus minciuni. Da. Asta e. Și scriu postare Scriu o postare că Ion face apel la ajutoare și rog și la guvernare. mass media și trimiteți la mass media, la televiziuni, posturi de televiziuni care e Prime și multe alte. Bine, ne-am înțeles. Bine.